Salut! Hai să desenăm împreună, ia-o un creionaj sau o carioca și fă cu mine boabele astea de piper pe pagine și pe arpac by Titus și desenăm astăzi o lamă, cred că, dar nu o lamă de barberit, ci o lamă din asta, animăluț, o alpaca sau nici nu știu, sunt de fapt, cred că, două animale diferite. Uite, ai văzut cum am făcut ochișorii și năsucul ăsta și boticul, niște bastonașe așa întoarse și acum începe să facem blănița și trebuie să-ți iei acum multă energie că vei face mulți cârlionți, multă blană, creață, uite-te și eu mă chinui să tot fac, dar imaginează-ți că tu de fapt trebuie să creezi, să desenezi un scăunaș. Uite, serios, dacă te uiți la desen, n-ai impresia că e un scăunel, picioarele astea din spate, capul, vei vedea parcă este spătarul de la scăunel, un scăunel din ăla plin de blăniță, uite-te așa până roată. Zic că nu e un scăunel aici, doar că scăunelul ăsta mai are încă un picior acolo, normal, patru picioare, dar are aici o codiță faină. Și ce mai trebuie să-i faci la lama asta? Uite cum desenez eu aici piciorușele, foarte simplu, doar niște unghiuri din astea și facem copitele astea sau cum le zice și faci urechiușele așa ca mine, una în sus, una într-o parte și uite ce haioasă și simpatică e lama asta, sunt Titus. Așa că e ușor să desenez dacă urmărezi clipurile astea. Hai, intră și pe celelalte desene ale mele, te aștept pe canalul meu, pa, pa!